Animalele nu sunt doar prietenii noștri necuvântătorii, pot fi adevărați doctori care ne protejează de boli sau ne pot vindeca, alertându-ne despre o suferință pe care nu o conștientizăm. Deseori se întâlnesc cazuri de pisici sau câini care miros o suferință gravă a stăpânului și îl alertează în legătură cu asta, iar în multe țări se pun în practică programe de terapie cu animale. Conform animale.ro, în mod sigur, nu toate animalele au același efect asupra sănătății noastre, iar unele pot fi chiar dăunătoare în cazul în care avem alergii. Specialiștii arată că beneficiile pe care le poate obține un om de la un câine sunt enorme. Cel mai des, persoanele care dețin un câine sunt longevive și sunt mai fericite ca altele. Pisicile sunt campioane la relaxare, a lor pentru că dorm toată ziua, dar și a stăpânului. În plus, e posibil ca beneficiile să fie Similare cu situația în care avem un câine. Un studiu a arătat că oamenii stresați ce au avut o pisică au avut parte și de o viață mai liniștită. Peștii sunt prietenii ideali pentru persoanele care nu pot sta lângă câini sau pisici. Simpla acțiune de a privi un acvariu cu pești poate fi la fel de relaxantă ca audiția de muzică, reduce stresul și îmbunătățește starea generală. Păsările aduc în casă natura, în forma cea mai pură. Multe specii se adaptează foarte bine la traiul în captivitate și se atașează pe viață de stăpânii lor. Caii pot intimida pentru că sunt animale mari și puternice, însă puterea lor de a vindeca stă tocmai în asta. Persoanele care pot controla un cal, care pot călări un animal atât de masiv, se vor simți mai puternice și vor putea să facă față mai ușor unor situații neplăcute din viața lor, relatează Animale .ro.